Atunci când avem bani, ce facem cu ei? Fie îi punem la ciorap, fie în bancă sau investim. Ei, despre investițiile imobiliare vrem să discutăm mai departe cu expertul Veaceslav Ioniță și anume ne interesează unde este mai bine să investim și care sunt riscurile, pentru că hai să recunoaștem că avem și riscuri atunci când ne gândim la investiția pe care urmează să o facem. Așadar, domnul Veaceslav Ioniță, bine v-am găsit acasă. Bine ați venit acasă. Bine v-am găsit aici. Haideți, spuneți-ne, vă rog frumos, pentru început. E bine, de fapt, să investim banii? Ar fi bine, dar în Republica Moldova oamenii au foarte puține oportunități. Una din ele este să-i sună la bancă. Și o să vă pară straniu, dar aproape jumătate din bani pe care oamenii țin la bancă îi țin fără dobândă. Deci țin la conturile curente. Când dobândă era micuță, nu s-a observat, dar în 2022 oamenii au pierdut circa 2 miliarde de lei. Ar fi primit 2 miliarde de lei în plus dobândă dacă îi puneau la dobândă. Deci banii care deja îi țin la bancă. Oamenii țin foarte mulți bani acasă. Evident, o parte micuță de cetățeni, cred că în jur de vreo 10-20%, au suficienți bani ca să gândească să facă o investiție mai specială. În condiția în care nu avem piață de capital în Moldova, sper că vom avea cândva, unica soluție de investiții pasive ar fi investiții în imobile de locuit. Deci zic pasivă că spre deosebire de o afacere unde zilnic trebuie să te ocupi, investiția în imobil, ai făcut investiția și ai două efecte. Prima, sper că va crește prețul la imobil, lucru care se întâmplă, și doi, că vei da închirie. Și atunci, întrebarea este așa un indicator. Acum, fiindcă m-ați întrebat, chiar mă gândeam că trebuie să-l mai public din când în când, rata de recuperare a investiției. Adică în câți ani de zile tu din chirii îți scoți banii. Evident, asta nu este soluția ideală, că banii se devalorizează, trebuie să calculezi cu rata de la bancă, dar este un indicator simplu, deoarece el se face pe întreaga Europa și atunci tu poți compari care e proporția dintre prețul apartamentului și chiria în diferite țări și să vezi unde e cel mai bine. Hai să vedem, pentru că exact la investițiile imobiliare vrem să discutăm unde este mai bine să investim. O să vă pară straniu, dacă am cea mai bună rată de recuperare a investițiilor. Acum nu pot garanta că e cea mai bună din Europa, dar câțiva ani la rând a fost Republica Moldova. Deci în top era Republica Moldova. Altfel spus, chiria era foarte bună comparativ cu prețul imobilului și lucrul acesta va mai continua. Plus, mai este încă un lucru. Piața la noi este doar în formare. Așa. Dacă în Europa, de regulă, oamenii 30-40% stau în chirie, sunt țări unde până la 70%, orașe, unde se ajunge 70%. În Republica Moldova aceasta nu era un fenomen pe larg. Ca să înțelegeți de ce vorbim, în 15 ani în urmă, închirii stăteau doar 6% din Chișinău. Vorbim de Chișinău, din restul Republicii nu există. Deci, când vorbim în Republica Moldova, avem un direct Chișinău. Acum s-a ajuns undeva la 16%. Cred că vom ajunge la 30%. Și atunci, dacă cineva stă în chirie, cineva trebuie să dă închirie. Da. Și atunci capacitatea de absorbție a pieței de chirie este de câteva miliarde de euro. Până ce în Republica Moldova aceasta este într-o formă neorganizată, deci în ce sens? Persoane private cumpără apartamentele, dau închirie. Un mini business. Acum, deja în 2021, prima dată, a venit câteva companii globale, când a fost realizat primul forum imobiliar din Republica Moldova, care se gândesc la Republica Moldova ca la investiții. În România, spre exemplu, deja și în Iași, până acum era la București, sunt cartiere întregi construite doar pentru a fi date în chirie. În Iași există locuințe, blocuri așa, construite, care a fost construit pentru a fi dat în chirie. Nici un apartament nu se vinde. Deci, este legislație care reglementează asociația chiriașilor de locuință. Deci, că eu dacă sunt proprietarul unei locuințe, noi toți suntem într-o asociație. Exact. Dar dacă este un bloc unde toți sunt chiriași, deja există asociația ca chiriași, tot au probleme. Să fie curățenie în ogradă, să fie tot. Deci, cred că la noi suntem încă în faza de pruncii, să zicem așa, doar început. Piața va crește enorm.
în lipsa altor investiții, altor oportunități investiționale, piața imobiliară rămâne foarte bună. Vreau să vorbim și despre acest trend cu investițiile în Dubai, pentru că foarte mulți moldoveni sunt sfătuiți acum să investească în acea zonă, precum că este iarăși o zonă în curs de dezvoltare în care putem să câștigăm foarte, foarte mulți bani. Și aici mă refer la a investi în imobiliile în Dubai. Nu doar, ce spun experții și nu doar în Dubai. Oamenii investesc în diferite părți. Haideți să împărțim așa. Imobilul, cât n-ar fi de straniu, are două componente. Emoție și rațiune. Deci, rațional e bine să investești în Moldova. Dar de multe ori omul ia decizie și pe bază de afinitate, emoții. Eu, știți, oamenii când investesc în imobil, el vrea să investească undeva unde îi place, unde are niște gânduri, așa, niște visuri. Și atunci, de multe ori, emoțiile prevalează la rațiune și omul investește pierzând banii. Dar nu-i doar, deci da, mi-e clar acest lucru. Apropo, Dubai, ca să știți, mulți credeau că ei se joacă când au construit insulele astea artificiale, știți? Dar ei erau foarte rațional. Dubai avea doar 70 de kilometri de coastă de mare. Așa. Și construind insulele acestea, care toți credeau că e așa un capriciu a bogaților. Nu. Construind aceste insule, ei și-au mărit coasta de mare până la vreo 1500, mai cred că au vreo 2000 de kilometri de coastă, de la 70. Că ei au înțeles că cel mai scump ce este coasta de mare, dar ei aveau doar 70 de kilometri. Și făcând aceste insule, au acum una din cele mai mari coaste de mare din lume. Deci, practic, e foarte ușor. Mai devreme a susținut că să nu rămânem fără bani. Și aici vreau să ne referim la a rămâne sau a investi rațional. Și trebuie să vorbim neapărat despre riscuri, pentru că este totuși un risc. Avem suma de bani, o investim, dar nu știm dacă o să recuperăm sau o să avem un venit din asta. Haideți să vedem despre riscuri. La imobile riscurile sunt cele mai mici. Există riscuri tehnogene. Deci asta e legat de faptul că Doamne ferește, un cutremur de pământ, inundații. Există riscuri sociale, hai să zicem așa, rebde acum, nu, de, ți-a furat locuința și există riscuri economice. Se devalorizează. Se devalorizează. Are loc, cum am avut noi în 2008, am ne-au investit în speranța că va fi bine, prietul a ajuns 900 de euro metru pătrat de locuință și brusc s-a dus în 500 și ceva. Deci oamenii au pierdut. Pentru ca să vă evitați riscurile, există un mecanism creat deja de vreo câteva sute de ani, asigurările. Evident, la cetățenii Republicii Moldova, că avem iarăși o piață foarte slabă, nu prea merge asigurările. Exemplu este agricultura. La noi 2% din agricultori își fac asigurări în anii ideali, 2%. Dar asta ar fi o soluție, să te asiguri, dar iarăși, din toate, de atâta se numește investiții pasive, că tu nu ai venituri foarte mari, dar cel puțin ele sunt cele mai securizate, comparativ cu alte domenii, cel mai securizat. Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru discuție. Putem să o lungim pentru că chiar este o temă destul de interesantă și pentru cetățenii noștri. Și vă mai așteptăm acasă.